Sute de hectare de teren agricol au fost afectate de ploaie și grindină în această primăvară. Autoritățile locale din comunele afectate au întocmit situația pagubelor, iar conducerea Direcției Județene pentru Agricultură Gorj lucrează la centralizarea situațiilor din teritoriu. La nivelul județului avem până acum 250 de hectare, am mai avut și la Motru 20 de hectare, la Dănciulești 15 hectare, deci în total 250 de hectare. Am transmis către Ministerul adresă un centralizator, acum 2-3 zile, în care le precizăm aceste pagube și așteptăm să vedem, zicem noi că s-ar putea să primească ceva despăgubiri. Agricultorii din zonele afectate așteaptă sprijinul de la stat. Acesta constă într-un ajutor de minimis ce ar urma să acopere o mică parte din paguba produsă de fenomenele meteo. Ne bazăm pe faptul că nu numai în județul nostru au avut loc aceste evenimente și în țară au fost mult mai grav ca la noi afectate culturile și să sperăm că Ministerul va lua unele măsuri să-i ajute cât de cât pe acești producători agricoli. Situații similare sunt și în restul județelor din țară. Acestea au fost transmise Ministerului Agriculturii, urmând să fie analizate pentru stabilirea cuantumului ajutorului de minimis.